slăvit să fie Domnul! Amin! Trecem în slujba seara aceasta, prin rugăciune și tatele antejdive, paroția această rugăciune și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Amin! Deci Dumnezeu din veșnicie în veșnicie și noi muritorii de pe pământ stăm înaintea ta. Venim în locul acesta să rugăm numele tău. Stăm în locul acesta, Doamne, să proslăvim numele tău și să venim cu mântare. Te rugăm numele tău peste noi și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Lasă pe Duhul Sfânt să stăpânească orice minte, orice ființe care este în locul acesta. Te prind la puterea ta să fie prezent aici. Doamne, suntem în locul acesta pentru acest eveniment, pentru frații noștri care stau înaintea ta și vor să se încheie legământul cu tine prin orice din acesta înapă. Doamne, e un lucru minunat, deci un lucru atât de important înaintea ta, Doamne. Te rugăm frumos să fii prezent aici, să te îndurzi de fiecare dintre ei. Să te îndurzi de cei ce s-au hotărât să facă lucrul acesta și să te însoțești în toate zilele lor pe pământ. Dă-le biruință, Doamne. Au nevoie de tine mai mult decât de oameni sau de altceva. Te rugăm să binecuvintezi pe toți cei ce s-au străduit în lucrarea aceasta, s-au luptat, au alergat. Acesta este rodul muncii lor, binecuvântat de tine, Doamne, și tu ai răsplătit în felul acesta. Îți mulțumim. Te rog să binecuvântezi pe toți cei ce fac slujbă în seara asta, în locul acesta, să lași pe Duhul Sfânt să călăuzească. Doamne, întinde mâna peste toți cei ce sunt prezenți aici. Vrem, Doamne, să fie sub călăuzirea ta, a Duhului Sfânt, să fie un lucru spre slava ta și spre lauda ta, Doamne, spre mântuirea oamenilor. Binecuvintează-ne pe toți în numele tău, căci avem nevoie de să fii lăudat, Doamne, să rămâi stăpân și tot. Este viețile noastre tuturor. Nu să fii binecuvântat în veci. Amen. Amin. Vrem să citim două vorbire din Sfânta Scriptură și anume din cartea Evanghelistul Matei, din capitolul 25. Începem citirea începutul versetul 34. Pagina Sfânta Carte 955. Matei, capitolul 25, începutul versetul 34. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost dor și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și când ți-am dat să mănânci? Sau fiindu sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit? Sau dor și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Amin. Amin. În urma acestui cuvânt, așa împreună, să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune și să rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze frații noștri de la Vârf și Amare. Dumnezeu să-i întărească. Sunt persoane care fie cuvântul cu Domnul în această seară. Și ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să dea prosperitate spirituală, să dea o bunăvoință să urmeze pe Dumnezeu, să dea un duh de a urma pe Domnul în permanență. Din toată inima, ne rugăm pentru ei împreună. Amin. Amin, vă rog să reocupați locurile. Voi Domnului, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Vrem să vă spunem mult venit tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta ați ales să fiți aici cu noi la părtășie. Vedem că Dumnezeu este aici. Vedem că aici nu se face altceva decât voia lui Dumnezeu. Vreau să spun bun venit fraților noștri deținuți de la Vâlcea Mare. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne bucurăm că sunt împreună cu noi și noi adesea suntem împreună cu ei acolo. Iată că avem o zi deosebită pentru ei și pentru noi, o zi în care să fim împreună, în părtășie, în casa Domnului și părtășie, și nu doar la o simplă slujbă, ci la un moment deosebit de important pentru ei, și anume, parte de ei au decis să încheie legământul cu Domnul în apa botezului.
Vă rog ca Dumnezeu să-i binecuvintez. De asemenea, spun bun venit întregului personal care îi însoțește, Dumnezeu să-i binecuvintez, să-i binească. Vreau să spun bun venit aici, partea stângă. Pe frații noștri îi cunoașteți, dar pe ceilalți nu cunoașteți. Sunt frați care au venit acum la noi la biserică pentru că se fie un botez nou testamental prin apă pentru deținuții pe care dânșii i-au evangelizat. Sunt fratele noștri din lume Evanghelie, pentecostali, baptiști, poate reșini pe Evanghelie, fratele noștri dragi care și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. Și odată pe săptămână, sau poate de cele mai multe ori, merg penitenciare și atâta oarecum rodul muncii lor, spre slava lui Dumnezeu. Bun venit cu rol, Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne bucurăm că suntem noastre de sărbătoare deosebită și nu putem spune decât că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu și am citit din Biblie, faptul că Dumnezeu ne-a trimis și ne trimite chiar și acolo unde oamenii n-ar avea nicio șansă altor oameni. Dumnezeu oferă șanse. Deci Dumnezeu șanse a doua, șanse a treia, slăvit să fie în numele Lui. Și apoi vă spunem numele tuturor. Sunt aici persoane care sunt familia celor care pierde cuvântul Domnului, abortezului, soții, copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Brenda pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Și de fapt, spun adesea asta, trebuie să constatăm și să vedem că suntem binecuvântați de Domnul din moment ce am putut veni aici. Aici de se cheamă numele Domnului, aici de se laudă numele Domnului. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. Haideți în continuare să cântăm din nou împreună o cântare. După această cântare, fratele Solomon Zeuge va cânta o cântare, Domnul să binecuvânteze. Apoi fratele Magda Targhe va depune o mărturie aici în biserica noastră. Sunt niște oameni deosebiți care slujesc în penitenciar și din penitenciar. Ele mai sunt acolo, dar sunt în brațul lui Dumnezeu. Știind că Dumnezeu le-a schimbat viața, știind că Dumnezeu i-a eliberat de ceea ce a fost în trecutul lor și au o viață schimbată și vor cânta și vor depune mărturie înaintea noastră să ne cu Dumnezeu. Lucrează și acolo, unde nu nici măcar nu imaginăm că s-ar putea Dumnezeu să intervine. Dumnezeu nu opre zidurile. Dar vorbește Dumnezeu cu inima împietrită, adică dacă eu nu mă pun la dispoziția lui Dumnezeu să mă duc și acolo, unde nu merge nimeni, sigur nu se poate face nimic. Dar există oameni, uitați aici lângă noi, care fac lucrurile aceasta pentru Domnul Dumnezeu, prin munca lor, aduce lor, lor dat să fie de lor și noi. Amin. Ascultăm aceste bune. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Amin. Numele meu este Magda Targhe, sunt din Deva. Am 37 de ani, sunt soț și tata trei copii. Sunt membru din Biserica Muntele Somnului și momentan sunt încarcerat la penitenciar Vâlcea Mare. Eu îi spun la facultatea Vâlcea Mare și am să vă spun și de ce. Timpul este foarte scurt și vreau să mă limitez. M-am născut într-o familie de oameni credincioși, oameni pocăiți. Suntem doi frați și două surori. Dar la un moment dat, din cauza răzbătirii și neascultării de părinți și în primul de cuvântul Dumnezeu, viața mea a avut o întorsătură și din cauza anturajului spun că cam de vreme am abandonat școala, dar din toate astea am încercat să fac ceva, să devin cineva, să-mi fac un nume. O perioadă am stat la schimba de ani în tema, cu 6-7 ani și în 2000-2001, înainte când s-a schimbat moneda și a devenit euro, s-a schimbat și situația acolo și am dus la București. M-am continuat să fac bani. Și alergând după bani și după faină, am crezut că mă vreau bine din partea asta, dar am înșelat amarnic. Crezând că dacă cunosc oamenii clienți și ajung într-un cerc, de oameni foarte, foarte bogați, vorbind de sute de milioane de euro și stând cu ei și umblând cu ei și făcând bani cu ei. Zi în viața mea când am făcut 25-30 de mii de dolari,
Am crezut că toate aceste lucruri mă vor împlini, dar m-am înșelat amarnic. Știam în viața mea, știam de la părinți că într-o zi mă vor trebui să mă duc acasă, la Dumnezeu, să mă pocăiesc. Dar am spus până la 44-45 de ani împlinesc viața, cum vreau eu, cu bani, cu femei, cu prieteni. Să nu aștept la 26 de ani Dumnezeu să-mi iasă în cale și îmi spune stop. Duhul Sfânt îmi vorbea și nu înțelegea. Cât mai trăi, cât mai reziști. Nu fizic și sufletește. Și în 18 decembrie 2005 mi-a plecat viața mea Domnului, în 23 iulie. Am încheiat, în 2006 am încheiat legământ în anul botezului. Dar acum vreau să vorbesc celor botezați, celor care urmează să boteze, și cei care n-au încheiat legământul anul botezului, bazat pe cuvânt, nu pe ce spune nașul și nașa. Vreau să citesc, eu vă cum să deschideți, din Luca 23, de la 38. Deasupra lui era scris cu zoabe grecești, latine și evrești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlhari răstiniți îl va jucărea și ziceau, nu ești tu Hristos, mântuiește pe tine. Însuți, mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi de Dumnezeu, tu care ești cu aceea susândă. Pentru că este drept că primim răsplata cuvenită pentru prădăge noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și Iisus i-a zis. Și i-a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine că voi veni în împărăția ta. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că azi vei cu mine în rai. Amin. În această seară, trebuie dovadă că cel ce a murit și a înviat este Iisus lui, sunt ei. Sunt o dovadă vie eu că Dumnezeu are răbdare și nu răbdare. Dar nu pot să știm, și nu știe nimeni să știm vieții noastre, că Dumnezeu zice stop. Deci m-am și de aici și mi-am spus că ceea ce schimbă vieții este aici. Că seara aceasta putem să alegem cum să slujim lui Dumnezeu sau celălalt. În seara aceasta putem să decidem pentru Dumnezeu ca și tâlhărul pe cruce, cel din dreapta. Mântuirea este lângă noi. Noi, dacă vrem să o primim, îl așteptăm pe Dumnezeu în viața noastră, după vreau să vorbesc despre niciun cult, despre nicio religie, vă vorbesc despre Iisus, care schimbă vieții, a schimbă vieții. Noi alegem. Poate pentru unii ortodoxi sau altă religie, ales naștri. Dar nu s-a schimbat nimic în viața lor. Vorbeam la facultate cu un dintre și ne spuneam cu cei care chele în la facultățului și ne spuneam dacă nu vezi nicio pocăință cum îmi cere cuvântul Dumnezeu, s-ar putea să vă faceți înapoi. Vă spun că în 2006 am încheiat un moment cu domnul Apoi. Sunt încarcerat, condamnat cu până de 5 ani, pentru un furt săvârșit în 2001 și a fost condamnat cu 14 ani. Dar Dumnezeu alege pentru noi pentru cele mai bune. Nimeni nu ne vrea să treacă prin încercări. Azi ne-am primit o veste neplăcută, dar știu că pentru toate lucrurilor este Dumnezeu. M-am tulburat, mă credeam dimineața, oare cu ce va veni teatru să mă tulbure în această dimineață, că voi vede să trebuie acolo oameni, să nu am o stare bună, să nu... Deci ne-a încercat, dar ceea ce vorbește de este istorie, să fie numele. Mi-a luat aminte iarnă când am venit pe deja la Iud, unde ne adunăm noi și să vin pe Dumnezeu și mă bucur pentru tine, că sunt foarte mulți care aici, și să nu abandoneze casa de Dumnezeu. Mă bucur că luăm tineret aici și mi-ar plăcea să învățați din greșelile mele, din greșelile lor,
Când Dumnezeu alege o suferință, spitalul, ori pe intențial, pentru că vă iubește. Și e născut în familie bucuriți. Copii care ați crescut în familie și știți adevărul. Și poate să fie păcat, să aveți păcate. Și diavolul vă șoptește, nu este nicio șansă. Voi să fiți sinceri cu Dumnezeu, Doamne, vin la tine așa cum sunt. Și îmi dau viața ta. Bucuriți ce seamă, nu schimbare de religie, nu schimbare de, stăpân. Dacă noi înțelegem și ne facem analiza în viața noastră, cui sușim? Lui Dumnezeu sau mamona? Pentru cine mântuiți? Și mă bucur că văd aici un prieten bun de-a meu, care mă rog mult pentru el. Trece și într-o situație, o familie de boală, mă rog și pentru asta, dar ce mă rog pentru el pentru suflet? Înainte de toate este sufletul, că într-o zi ne vom despărți de acest trup și ne vom întâlni cu Cel ce ne-a creat, că vrem, că nu vrem. Și cum spuneam la vitul decembrie, de la Iuda aici, primeam în jur de 5, 6, 10 persoane, acum două săptămâni, fratele Gigi Bob, a fost 73. Să vă rugați pentru noi. Cine n-a trecut pe acolo nu mă înțelege. Acolo este capul de linie. Acolo trebuie să speri și de oameni pe care Dumnezeu iubește. Și spuneam, cred că la doua sau treia mă pe care am avut acolo, că mă rog ca Dumnezeu într-o zi, să atâta ziua aceea, cât mai repede, acest grup de adunăm noi, să fie necăpător. Slăbi să fie Domnul, așa e. Când voi întoarce aici, nu știu, că vom mai sta, poate în libertate, să fie necăpătoare această biserică. Fiecare creștin de aici are dreptul și obligație să aducă aici acasă Dumnezeu pe colegul, pe șeful, pe prietenul, pe vecinul. Dacă noi vom tăcea și nu vom mărturisi ce a făcut Hristos în viața noastră, va fi mare. Eu am crezut că un botez mă lucrește și am înșelat. Spune cuvântul Dumnezeu că de-aia botul coale ca mă leu, pentru ce să mă închidă. Am crezut că e o glumă și n-am văzut o glumă. Pentru păcate și pentru păcate noastre a murit Iisus. Să vi se fie numai. Pentru păcate care le facem după, o să ieșiți a păcate le facem noi. Și mulțumesc Dumnezeu, ea se credincios și spune așa, pe cine vreți că lepsesc? Poate pentru unii mă priviți ca o mare, nu știu, să lași acasă de copii mici, de o lună, de un an și un lună de 3 ani. Nu-i greu, dar mulțumesc Dumnezeu că mă priviți. Mulțumesc că Dumnezeu să mă vorbim că mă va curăța și mă va scoate omul cu inima lui. Dar toate acestea doar. Pentru că Dumnezeu l-a dat și a început să ciocnească. În mândrie, în orgoliu, în toate. De aceea vă spun tine, alege drumul de aici. Dar ce dacă pentru cele de mărturisesc că dacă vrei să înjuri, vrei să minți, vrei să faci orice, sunt gratis. Ca să ajungi în ea, vrei să faci nimic. Să te lași put adevăr. Dacă ați ajuns din aia, trebuie să te rupi. Poate sunteți aici, apărați, surori, care ați căzut. Dumnezeu este credincios, să ne ierte, dar nu să ne recunoaște. Să nu mă sunt așa de diavolul, dacă sunt păcat prea mare, nu se poate. Pocăința înseamnă să ne recunoaște că suntem păcătoși și avem nevoie de Iisus Hristos în viața noastră. Fără El, trăim degeaba. O puță cunoștință de-a mea, fost patron de acolo din Timișoara, mă gândeam la el într-o zi, sute de milioane de euro și 14 de ani de pușcărie. Ce folos?
Ce poți să câștigi un om toată lumea și să pierde sufletul? Are 47, 48 de ani. În viața la 60 de ani, nu mai au nicio rost. Și am legat de aici. Am sănătos. Sunt subtiri. Și mulți vor zice că de ce fac? Dumnezeu nu este împotrivă să ai. Ce faci cu ei? Mergi la orfan, mergi la penitenciar, mergi în fiecare clinică, la spital, la orfelinar, la zi de văduță, să vorbești despre Hristos. Dumnezeu nu contă să ai, stai. Cui folosim, cum ne administrăm? Dacă omul este cea și mama aia, și dacă nu. Frumoasă mea soție, Domnul suferesc. Pentru cine mă trăiți, care vă bazați pe religie, mă bucur că sunt acolo cu ei și Dumnezeu cunoaște dorințe inimile care vreau să fie acasă. În același timp aș vrea să rămân cu ei, să-i vorbesc despre Hristos. Nu se bazează pe religie, pe cruci, pe asemenea Boga, pe Paraschiva, pe tot. Și de aceea m-a scos din context pe Iisus. Cred în asemenea Boga că a fost un om al Dumnezeului. Credea și Machiei. Sfânta Paraschiva, Sfântul Ilie, Sfinți, 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 și despre Iisus când vorbim. Dacă eu spun că sunt creștin și viața mea, portarea mea, atitudinea, vorbirea mea nu se vede, e zero. Mă bucur mult pentru voi, Dumnezeu să vă binecuvânteze, pentru cei mântuiți, să fie o seară de alegere, pentru cei căzuți, să se ridice în seara asta. Cei bolnavi, Iisus îi vindece. Cred. Dumnezeu este martor, poliția este martor. M-a plecat mașina și a spus, nu are nicio șansă să mai trăiască. Eram la animale și mi-a duc la minte și ca să-și închei. Și am deschis ochii și mi-a stat foarte urât. Și la un moment dat am fost o mână albă în partea mea. Mă bagă sub mine și mă ridică. M-a găsit doctorul. Și când mă urc, eu vedeam doctorul. Îmi vedeam malatul, era Iisus. Medicii au spus, n-are șanse. Pe Iisus, tata. Și pentru că este asta, este o șansă. Mă gândeam din ce venea cu microbusul. Ei a fost un accident cu microbus morți. Alat era din zonă morți în microbus. Și am spus, Doamne, Dumnezeu se împăzește. Amin. Vreau să prezint un foarte scurt istoric al lucrării din penitenciare pe care la tot pot și încă îl face Biserica Pentecostală de Trend Orăștie, mai bine spus parte din biserică. Am vorbit cu unii frați care au început la aceasta și au spus să nu rostești numele nostru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și m-am bucurat pentru ceea ce au spus frații aceștia. Vreau să spun că Biserica Pentecostală Betlehem Orăștie a început lucrarea din penitenciare în iarna anului 2009. În iarna anului 2009, cu un grup restrâns de frați, au fost 4 sau 5 frați care au început inițial această lucrare. Și lucrarea a funcționat inițial prin Prison Fellowship. La ora actuală lucrarea funcționează prin cultul creștin pentecostal. Frații din Orăștie au slujit în penitenciare din mai multe zone, și anume Gherla, Arad, și acum slujesc în penitenciarul din Bârcea Mare. Vreau să vă spun că Biserica Pentecostală Betlehem a mai organizat în trecut un botez nou testamental pentru o singură persoană din penitenciar, și anume, în data de 12 aprilie 2013. Candidatul se numește, sau se numea, Eva Jean și actualmente este în libertate și este membru în Biserica Pentecostală Betania din Deva. Botezul a fost oficiat din cinta penitenciarului de către fratele Popescu Gheorghe. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. La ora actuală, biserica noastră are un grup format din 15 frați
care prin rotație slujesc în penitenciarul din Bârcea Mare. Și vreau să le mulțumesc, adeseori am făcut, dar acum într-un mod special, vreau să le mulțumesc lor și totodată și fraților din celelalte biserici pentru slujirea pe care eu o fac și pentru frații noștri din biserica noastră. Eu am pregătit ca un gest de apreciere din partea noastră, un certificat de apreciere. Biblia spune în Cartea Romanilor, cui datorați cinste, să-i dăm cinste. Și cu ocazia acestui botez vreau să le mânez câte un certificat de apreciere care spune pe următor. Certificat de apreciere, Biserica Pentecostală Betlehem Orăștie mulțumește fratelui cu tare pentru slujirea dăruitoare din penitenciarul Bârcea Mare prestată de-a lungul anului 2016. Și aici scrie versetul următor. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost în temniță și ați venit pe la mine. Vreau să fie de fratele Flaviu Zahringer, pentru că e aici mai aproape de mine. Domnul să binecuvinteze și să îi răzvădească slujirea. De asemenea, fratelui Șandor Constantin, o să intru eu printre ei, pentru că fratele Șandor Constantin a fost unul din deținuții penitenciarului din Bârcea Mare. Acum este membru biserica noastră și bucurăm că merge împreună cu noi. Ne bucurăm că merge împreună cu noi la penitenciar și putem astfel să le arătăm oamenilor că un om se poate fi schimbat. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răzvădească slujirea. De asemenea, fratelui Posteucă Dan, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răzvădească slujirea dumneavoastră. Fratelui Bogdan Eusebiu, este și responsabilul din partea noastră cu acest departament, Dumnezeu să-l întărească. Fratelui Samonit Viorel, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Samonit, adeseori, a dus cina Domnului acolo și iată că practic, ceea ce se întâmplă acolo este ceva decât o extensie a bisericii evanghelice, dacă vreți, și acolo ne bucurăm în Domnul. Fratele Gott cu Ioan, Domnul să binecuvinteze, poate putem să numim inima acestui departament, Dumnezeu să le răspătească. Fratele Moșuții Gheorghe, de asemenea, Domnul să binecuvinteze, ei sunt printre cei care au inițiat acest proiect. Fratele Emil Develean, Domnul să binecuvinteze fratele Emil și să te întărească. Fratele Susan Ioan, frate Susan, Domnul să vă binecuvânteze, vă strâng mâna când ieșim afară. Fratele Romoșan Petru, Domnul să vă binecuvânteze, frate Romoșan. Fratele Firu Marius, Domnul să vă binecuvânteze, frate Marius, și pe dumneavoastră și familia dumneavoastră. Și fratele Ovidiu Posteucă, a rămas acolo jos. Domnul să îi răsplătească. Mai sunt și alți frați din biserica noastră care nu sunt aici cu noi, dar o să le mânăm ulterior aceste certificate de mulțumire, prin care noi nu facem altceva decât să mulțumim oamenilor din biserica noastră că fac lucrarea aceasta. Dincolo de ceea ce facem noi, sunt convins că ei nu își pierd răspătirea. Dumnezeu are răspătire pentru cei și depune efort pentru vestirea Evangheliei. De asemenea, Dumnezeu să repet, să-i binecuvânteze pe toți cei care slujesc în penitenciare și sunt din alte biserici și să îi întărească. Amin. Haideți să ridicăm picioare acum și cântăm o scurtă cântare și apoi vom continua slujirea noastră. Sfânta Scriptură, care îl găsim scris în Romani, capitolul 6, începând cu versetul 4, de fapt singurul verset. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa, și noi să trăim o viață nouă. Amin. Amin. Iubiții Domnului, vreau să vă spun că botezul pe care noi îl vedem acum, pe mod fizic, aici în biserica noastră, actul acesta al botezului, practic nu este altceva decât o expresie exterioară a ceea ce s-a petrecut în interior. Asta este practic botezul. Expresie exterioară față de lucrarea care s-a petrecut în viața noastră sau în viața acestor 6 persoane care astăzi încheie legământul cu Domnul în apa botezului. Pentru că botezul este mărturia unui cuget curat, spune 1 Petru 3 cu 21. Nu este o spălare de păcate, ci este mărturia unui cuget curat. Adică mărturisești că ceva s-a petrecut la nivelul cugetului, a sufletului și se exprimă în felul în care noi vedem în această zi. Și anume,
Dincolo de partea vizibilă a botezului, botezul în apă însemnează în primul rând moarte. Așa am citit Roman 6 cu 4, prima parte, spune: noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați, spune Scriptura, împreună cu el. Deci dincolo de ceea ce se vede, de ceea ce o vedem noi acum, botezul însemnează în primul rând moarte. Pentru că nu există viață cu Dumnezeu fără moarte față de păcate. Subliniez. Nu există viață cu Dumnezeu fără moarte față de păcate. Dacă în momentul cufundării în apă, în momentul în care noi cufundăm pe o persoană în apă, nu este altceva decât un simbol al îngropării noastre, este mărturia candidatului, practic, cu privire la faptul că el este mort față de păcat. Asta este, se poate înțelege felul acesta. Este mărturia candidatului că din momentul acesta el este mort față de păcat. Adică, ca să înțelegem mai bine lucrul acesta, trebuie să ne gândim în felul următor. În momentul în care vor mai fi provocări de a păcătui, să se mort față de păcat, ce înseamnă mort față de păcat? În momentul în care cineva va încerca să vă provoace să păcătuiți, în momentul în care diavolul vă va ispiti să păcătuiți, voi trebuie să vă comportați vis-a-vis de această ispită, de această tentație, ca și un om mort. Adică cum? Nu mai poate să facă nimic. Omul care este mort nu mai intră prin niciun fel de acțiuni. Și în fază de păcat, voi trebuie să fiți morți. Asta este un simbol al botezului. Asta înțelegi. Asta spune, noi prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el. Și botezul însemnează în primul și în primul rând moarte față de păcat. Uitați, Coloseni 3 cu 5 spune Biblia în felul următor. Este un cuvânt care ne obligă să facem ceva. Spune, de aceea omorâți mădularele voastre. Am mai spus asta și cu altă ocazie. Noi, în trupul acesta al nostru, avem niște mădulare. Ei, firea noastră pământească, natura decăzută a omului, păcătoasă, are și ea anumite mădulare. După cum și Duhul Sfânt, omul cel nou, are anumite roade și alte lucruri care trebuie să existe în viața noastră. Și Biblia spune, vis-a-vis de acest aspect, de aceea, omorâți mădularele voastre, care sunt pe pământ, anume curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, care este originară la idol. Și poate lista poate să continue. Pentru că botezul în sine este un simbol al morții noastre și al morții voastre vis-a-vis de păcat. De astăzi înainte voi trebuie să vă comportați în fața păcatului, după cum am spus, precum este un om care nu are viață, care este mort, adică nu poate să facă nimic. Dumnezeu să vă întărească. Și mai spune Galateni un lucru foarte important. Galateni, capitolul 5, cu versetul 24, este lupta pe care noi o dăm și ce trebuie să facem noi acolo, vreau să vreau da Duhului, de se poate revii pământesc, spune așa, că cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească pe lume cu patimile și poftele ei. Adică eu sunt chemat să mă răstignesc pe mine însumi. Patimile mele, poftele mele, tentațiile care există în firea pământească, sunt chemat să le dau spre omorâre. Și omorând omul cel vechi, doar așa pot să am acea viață din Dumnezeu. Pentru că, uitați, un alt aspect vis-a-vis de botez, ce înseamnă el, este a doua parte a versetului 4 care spune așa. Pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Nu spune Biblia că trebuie să trăim o viață nouă și apoi să ne omorâm mădularele noastre care sunt din firea pământească. Sub nicio formă. Și prima dată trebuie să murim față de păcat și apoi trebuie să trăim acea viață nouă pentru Dumnezeu. Deci momentul ieșirii din apă nu semnează altceva decât învierea împreună cu Iisus Hristos la o viață nouă. Total deosebită de viața care a existat până în momentul botezului. Total deosebită. Din momentul acesta, voi și noi trebuie să fim oameni total diferiți față de ceea ce am fost cândva. 2 Corinteni 5 cu 17 sublinează acest lucru și Biblia spune felul următor. 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, spune Biblia, iată că toate lucrurile s-au făcut cum? S-au făcut
noi. Deci, dincolo de expresia vizibilă, botezul însemnează, în primul rând, moarte față de păcat și apoi trăirea unei vieți noi. Dar mai spune ceva Biblia în Galateni 3, cu 27, și anume, scoate în evidență faptul că botezul mai însemnează și identitate. Spune așa, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Adică, avem o nouă identitate, pentru că trebuie să mergem dincolo de ziua botezului. Și identitatea aceasta noastră trebuie să fie una continuă, pe durata întregii noastre vieți. Deci, ce însemnează asta? Pentru voi și pentru toți cei ce s-au botezat. Însemnează că dacă ne-am îmbrăcat cu Hristos, este o responsabilitate enormă, noi trebuie să fim cum? Confundați cu Hristos. Asta înseamnă identitate nouă. În momentul în care m-am îmbrăcat cu Hristos, eu trebuie să fiu confundat cu El. Noi avem o altă identitate, cu totul și cu totul o altă identitate. Și acum oamenii îl văd pe Hristos și ar trebui să-L vadă pe Iisus Hristos prin noi. Prin noi. Mântuitorul a spus ucenicilor, după ce a declarat că El este lumina lumii, a spus acum voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Și vreau să vă spun că niciodată, vă spun vouă, uitați-vă în Sfânta Scriptură și cât timp Iisus Hristos a fost Fiul Dulgherului, n-a avut nicio problemă. Nicio problemă n-a avut Mântuitorul cât timp a fost Fiul Dulgherului. Dar din momentul în care s-a botezat în apă, în apa Iordanului, și Dumnezeu a declarat, acesta este Fiul meu prea iubit. După declarația aceasta au început să vină problemele pentru Domnul Iisus Hristos. A început să fie ispitit, amintiți-vă, a fost dus în pustie, și a început să fie agresat, a început să fie în tot felul provocat să facă rău eventual, sau numai să nu-și ducă la îndeplinire misiunea pe care l-a avut-o. De ce? Pentru că de aici încolo, o să fiți asaltați de cel meu, de acolo. O să fiți asaltați. Pentru că botezul nu însemnează altceva decât să spui da lui Dumnezeu și să declari în mod public război celui rău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci, dincolo de aspectul acesta vizibil, de actul acesta de cult pe care îl facem noi și pe care dumneavoastră veniți să-l vedeți, botezul e mult mai mult. Este o expresie a ceea ce s-a petrecut în interiorul lor și în interiorul nostru. Adică, este o declarație publică că noi am murit față de păcate. Noi nu mai trăim pentru păcate. Și vorbea atât de dar despre lucrul acesta. Este o altă declarație că noi am înviat la o viață nouă. Avem cu totul și cu totul o altă viață. Și un lucru, anume, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Asta presupune responsabilitate. Și am spus, lumea și oamenii trebuie să ne confunde cu Domnul Hristos. Adică, prin noi, ei trebuie să fie atrași spre Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi toți și pe noi de asemenea să înțelegem responsabilitatea. Desigur, există și o binecuvântare mare. Să poți declara public că ești mântuit. Practic, botezul este și o condiție a mântuirii. Cine crede și se botează va fi mântuit, spune Domnul Iisus Hristos. Este și una din condițiile mântuirii. Dar este foarte important să înțelegem responsabilitatea acestui lucru. Pentru că foarte mulți oameni vin și se botează și după aceea trăiesc viața așa cum o trăiesc. Trebuie să fim responsabili, să ne asumăm această responsabilitate, să trăim pentru Hristos, să trăim pentru Cer, pentru Părăția lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu Iisus Hristos în fiecare zi și în fiecare zi, în același timp, trebuie să fie o dezbrăcare de faptele rele, o dezbrăcare de hainele a păcatului, de ceea ce a fost cândva. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți după acesta. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare și vom cânta împreună o cântare. În timpul acestei cântări împreună cu fratele Gabi, o să ne pregătim să oficiem actul acesta de cult și Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze. Amin. Thank you.
cerești, Doamne Iisuse și Duhule Sfinte. Suntem înaintea Ta în această seară, Doamne Dumnezeule, și dorim, Doamne, în continuare binecuvântarea Ta să se răsfrângă asupra tuturor. Dorim ca binecuvântarea Ta, Doamne, să se răsfrângă asupra celor care astăzi, Doamne, au hotărât să încheie legământ cu Tine, Doamne. Te rugăm să-i binecuvintezi, Doamne. Te rugăm să le dai înțelepciunea care vine de sus, Doamne, Dumnezeul nostru, și lumina Duhului Tău cel Sfânt o pui peste fiecare, Doamne, Dumnezeul nostru. Tuturor, Doamne, Dumnezeule, de tărie să rămânem pe calea Ta, Doamne. Te rugăm în continuare, rămâi cu noi, Doamne Dumnezeule, întărește-ne și ne binecuvintează. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul, cred că se poate vedea și de jos. Da. Vom începe să oficiem acest botez și după acest botez, după ce cadeții se vor boteza, se vor schimba și vor veni înapoi și apoi vom mai asculta o poezie și după aceea vom încheia. Începem cu fratele Domnul Gheorghe. Domnul să vă binecuvinteze. În apa botezului a intrat fratele Tunduru Gheorghe, la vârsta de 74 de ani. Cred că a fost cel mai nerăbdător candidat pentru acest moment al botezului său. În momentul în care i-am spus la penitenciar, a zis, fraților, e foarte posibil să nu vă botezăm o rășie la biserică. Am spus, o să vă facem o adeverință, o recomandare și o să fiți botezați după ce vă veți elibera în bisericile din zona dumneavoastră. Și frate Pator a spus, chiar dacă mă voi elibera, eu vreau să fiu botezat la orăștie. Și a spus, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Frate Panduru, suntem aici înaintea fraților, înaintea celor ce se văd și înaintea celor ce nu se vede de Dumnezeu. Vreau să te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da. Domnul să binecuvinteze. Amin. Crezi că El este Mântuitorul lumii? Da. Crezi că este Mântuitorul tău personal? Da. Ai venit aici ca să închei legământul cu El. Am venit ca să închei legământul cu El și să-i mulțumesc pentru că am ajuns în faza în care să pot să-i spun tot ce-mi doresc. Slavă Domnului! Până când ești dispus să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Până când mă va lua dânsul. Domnul să te binecuvinteze! Baza mărturiei Dumnezeu Tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin! Sergiu, la 27 de ani, tu crezi că ești cam de vreme să fie un legământ cu Domnul? De să mărturisește că este prea târziu. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii? Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Domnul să te binecuvinteze. La porunca Domnului Iisus și pe baza mărturiei tale, noi te întrebăm până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? El mărturisește că toată viața lui vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus. La porunca Domnului Iisus și mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. A intrat fratele Târțopan Constantin.
Aici la botezul Dumnezeu a venit și soția cu fiica sau cu fiicele, Dumnezeu să le binecuvânteze, și fiul, și fiul. Soția dânsului va suna și mi-a spus că de ani bun se luare pentru dânsul și iată că Dumnezeu l-a găsit în penitenciar. Acolo i-a schimbat viața. Frate Constantin, ne aflăm aici în fața martorilor văzuți și în fața martorilor nevăzuți și Dumnezeu este aici prezent. Vreau să întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii? Da, cred. Crezi că este și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Până când ești dispus să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Acum și vezi. Domnul să te binecuvinteze. Bază mărturisirii tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, mă te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai mult decât a scrie un nume pe o hârtie, ne bucurăm că numele celor 6 sunt scrise în Cartea Vieții. Amin. Domnul să-i binecuvinteze. În sală sunt prezenți soția, mama, rude, fratele, prieteni de-ai lui. Sunt martori la acest eveniment al lui pe care el îl declară astăzi, înaintea lui Dumnezeu. Frate Ciucudean, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii? Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Da. Crezi că este Fiul lui Dumnezeu? Da. Până când dorești să-L urmezi acest Fiul lui Dumnezeu? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. La porunca Domnului Iisus și pe bază mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Domnului. Amin. S-a dat apa botezului un frate care a început facultatea cu fratele David în Norvegia. Acolo a fost frate încarcerat. L-a dus Domnul în România, la Vârcea Mare, și aici Dumnezeu i-a schimbat viața. Mai e cineva aici cu tine? E Domnul și suntem noi. Domnul să-i spune cu intesul. Frate, vreau să te mărturisesc înaintea Domnului și înaintea celor ce sunt prezent aici, știind că Domnul este prezent aici. Vreau să te întreb dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Toate. Crezi că El este Mântuitorul lumii? Toate. Crezi că ți-a iertat păcatele tale? Amin. Este El Mântuitorul tău personal? Crede, toate. Până când ești dispus să-L urmezi pe Domnul? Domnul să te binecuvinteze. Pe bază mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, și noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fratele lui care asiste la acest eveniment pe care el îl declară astăzi în fața noastră și al cerului. Domnul să-l binecuvinteze și pe fratele lui. Amin. La 41 de ani consideră că trebuie să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu, să încheie legământ cu Dumnezeu și să-L urmeze pe El toată viața. Noi îl vom întreba cum El ne va răspunde. Frate Iosif, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că El este Mântuitorul lumii? Crezi că El este Mântuitorul tău personal? Până când vrei să urmezi pe Domnul Iisus Hristos?
tot restul vieții mărturisește fratele. Domnul să-l binecuvinteze. La porunca Domnului Iisus și pe bază mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Dacă nu, vor continua frații să mai cânte Domnului și apoi ne întoarcem și continuăm încă foarte puțin timp și vom încheia. Poezie. După ce ne întoarcem. Asta o poezie. Cel de un frate slujitor. Cum să fie? La Vulcan. Da. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Iubită frățietate, dragi creștini, un astfel de eveniment extraordinar care face bucurie în cer, așa cum ne-a văzut Scriptura, nu poate trece neconsemnat. Și chiar dacă această sarcină a revenit de-a lungul istoriei cronicarilor, nici aportul poeților nu poate fi trecut cu vederea, de aceea mi-am îngăduit să scriu poezia Botez la Orăștie. În cerul slavei este bucurie, căci pe pământ, după divinul plan, Iordanul curge azi prin Orăștie, iar cei ce cred vin, iată, la Iordan. În haine albe, parcă de lumină, precum lumina transformată în crez, în fața adevărului se închină cei ce pășesc în apă la botez. Căci adevărul, dincolo de toate, dă prin cunoaștere zeul roditor, dar dă și adevărata libertate care te naripează pentru zbor. Ei sunt acei ce au înțeles chemarea și inundați de-al dragostei turent s-au înrolat cu toată înflăcărarea când au răspuns apelului prezent. Priviți în ochii lor iluminarea, voi cei ce astăzi încă ezitați și nu uitați că e pentru toți chemarea. Veniți la mine, cei ce însetați. Întoarceți-vă spre lumină fața. Iisus așteaptă, plând și răbdător. El calea, adevărul și viața. El totodată pâine și izvor. Și apoi, cu cei ce azi la Orăștie încheie cu Iisus un legământ, să fim în cerul slavei pe vecie, cu cel ce este veșnic sfânt. Sfânt, sfânt. Amin. Amin. Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Acum vom înmâna și un certificat de botez privat de legat de Lariu, pentru cei ce au încheiat legământul cu Domnul în apă botezului, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru fiecare candidat la botez în această seară am încheiat un act simbolic din partea bisericii noastre, un certificat de botez care atestă actul de cult pe care în data de 24.11.2016 ei l-au făcut. Fratele Turțopan Constantin. În cartea psalmilor, la psalmul 89, cuvântul Domnului spune: voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute în continuare. Fratele Panduru Gheorghe. Cine se teme de Domnul, scrie în cartea Proverbelor la capitolul 14, are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Domnul să vă binecuvinteze. Are nevoie, fratele, de poezie. Lăsați-vă, după o îi facem copii xeroși și o să vă dăm. Nemeș Iosif.
Psalmul 91, cuvântul Domnului spune: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Domnul să vă ajute și să vă întărească. Fratele Cipudean Cristian, Psalmul 119 spune cuvântul Domnului: Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă totdeauna după legea Domnului. Domnul să te binecuvânteze să nu-i pe care. Fratele Cândia Ionuț Costel, în Psalmul 116 cuvântul Domnului spune: Iubesc pe Domnul cu cel aud de glasul meu și cererile mele. Și ultimul, frate, Pena Sergiu Robert, cuvântul Domnului spune în Proverbe, în capitolul 7: Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la sfaturile mele. Amin. Domnul să te binecuvânteze. Slăviți să fie Domnul. Amin. Timpul a trecut și ar mai fi atâtea și atâtea de făcut și de spus. Cred că, cu siguranță, fiecare frate care e aici lângă mine, lângă noi, în partea stângă și care duc Evanghelia și vestea bună mântuirii penitenciară, ar fi vrut să spune câte ceva. Dar vom organiza și cu alte ocazii astfel de evenimente care să putem să stăm împreună în casa Domnului și poate va fi timpul și mai lung, mai longeviv în perioada respectivă. Acum noi trebuie să încheiem, deoarece frații noștri trebuie să ajungă la Pârcea Mare înainte de ora 8, vrem să dăm dovadă de punctualitate și ne vrem să stăm și cu dânsii la o masă, la demisola, pe o masă pentru frații noștri. Însă cu durere și cu părere de rău vreau să vă spun că mi s-a comunicat că familiile dânșilor și prietenii nu pot să stea cu ei la masă jos. Ne pare rău pentru așa ceva, dar astea sunt reguli și trebuie să le aplicăm. Deci, coborâm jos cei care face parte de departamentul de la penitenciar și împreună cu deținuții. Cu frații noștri de la Pârcea Mare, Dumnezeu să îi binecuvinteze. Acum haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului. Și în această rugăciune aș vrea să ne conducă fratele Popescu Gheorghe, Dumnezeu să îi binecuvinteze, frate slujitor și frate care a fost la penitenciar și care iubește această lucrare. Și Dumnezeu să asculte și această rugăciune. Amin.